Primele fire de răsad au apărut deja în piețele din țară. Este perioada în care gospodarii le cumpără pentru plantare în sere. Și cum din cauza ploilor acide, producerea legumelor pe teren deschis este o loterie, tot mai mulți moldoveni preferă să le producă în spații în care procesul poate fi controlat. Comercianții nu se plâng de lipsa cumpărătorilor, chiar dacă prețul unui fir de răsad poate trece și de 15 lei. De la începutul lunii, tarabele pieții din strada Cărbunarilor din capitală au înverzit. Comercianții încearcă să atragă cumpărătorii cu diferite soiuri de roșii, castraveți, ardei sau varză. În timp ce unii cumpără cu ochii, alții își caută printre tarabe producătorii de răsad testați în timp. Nina Cebotari este din raionul Creuleni și spune că produce răsad pe 2 hectare de sere. Noi de acum undeva 4 ani suntem aici și an pe an tot vin unii și așa cumpărători proprii. Dacă au luat-o, văzut că e tot calitativ și vin și ne caută. La noi tot coincide sorturile care e scris pe hârtie, același se primește în natură, îi coincide. Avem tot e documental. De cât timp au fost plantate aceste? Din decembrie. Din decembrie. Și acum sunt? Cu floare, vedeți, ele dăm depus numai bine în pământ. Avem și castraveți, avem ardei grași, avem flori, avem varză și să vă mai spun, ardei iute, producția noastră. Noi o creștem, noi o vindem. Pe lângă cumpărătorii din jurul Chișinăului, la piața din strada Cărbunarilor găsim și orășeni. Bărbatul din imagini spune că a făcut rost de 100 de fire de răsad pe care le va planta la țară, la casa părintească. Avem serile noastre la părinți, plecăm cât putem de des, îi ajutăm, cumpărăm răsadul, ei deja le îngrijesc, noi trăim în Chișinău. Și deci, da, preferăm mai mult crescute de noi. Ce ați procurat aici? Roșii. Roșii? Și sunteți siguri că sunt de calitate și veți avea roadă din ele? Tot anul luăm și suntem însicurați. Nu avem probleme. O să le plantați în grădină? Da, în sere. Ați luat mai multe soiuri? 4-5 soiuri. Pregătit pentru plantați și pentru roadă. De ani de ani cumpărăm, că de la Doamne se mai învârsă și targhine merge. Și ce ați procurat acum mai exact? E ca cum unde ăștia capia. Roșii. Roșii, gogoșari, chiper dulci, pepini, tot ce este necesar. Unii constată cu regret că nu mai găsesc la piață soiuri de altă dată, cum ar fi roșiile moldovenești, cunoscute pentru gustul dulce acrișor. S-a întâmplat să procurați și să nu aveți roadă? Corect. Dar acum aveți încredere și sunteți dispus să cumpărați? Nu, n-am încredere. Cunosc un soi după frunz, dacă am coincide cu denumirea, dar în rest, toate acestea olandeză nu-mi plac în august, că așa este din marketul. Prețul unui fir de răsad variază între 8 și 15 lei. Deși e mult pentru veniturile țăranilor, oamenii par să înțeleagă faptul că producerea răsadului este o afacere scumpă, cu facturi mari pentru căldura din sere. Și cum vi se par prețurile în acest an? Cam, cum să vă spun, cam susurătoare, dar merită pentru că știind cât a costat și lemnul și căldura și energia și tot, să dea Domnul lumea asta care muncește să-și rescumpere toate cheltuielile și munca. Cât a spus, atât dăm, tot s-a scumpit, energia tot, așa că îi ținem și noi cum putem, îi înțelegem problemele și deci suntem gata să achităm cât trebuie. Da? Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă cetățenilor să cumpere material săditor din locuri autorizate. Specialiștii ne atrag atenția să alegem răsad de culoare verde închis cu rădăcini dezvoltate, înălțime de 15-20 de centimetri, iar fiecare fir să aibă între 6 și 8 frunze.